Amfiteatrul Victor Vlad al Facultății de Construcții din cadrul Universității Politehnica Timișoara a găzduit miercuri 22 mai 2024 etapa finală a concursului Building Construct, o competiție adresată studenților din anul 1 de la Facultatea de Construcții cu tema Utilizarea materialelor de construcții moderne, concepută pentru pregătirea tinerilor ca viitori specialiști în domeniul construcțiilor și în special al materialelor de construcții. Concursul Building Construct a ajuns la ediția cu numărul 7, a reunit circa 250 de studenți împărțiți în 16 grupe. Concursul s-a desfășurat sub îndrumarea cadrelor didactice de la Facultatea de Construcții, Cătălin Badia, Liliana Iureș, Viorel Todia și Remus Kendeș. Anul acesta participanților li s-a adăugat o nouă probă, constând în prezentarea unei încercări de laborator, prin care să justifice alegerea făcută. Pe parcursul a două luni, studenți organizați în echipe de maxim 16 membri au avut de studiat materiale de construcții sustenabile, iar ulterior de realizat o machetă folosind aceste materiale. În cadrul galei de jurizare de miercuri 22 mai 2024, echipele participante și-au prezentat rezultatele, machetele, ideile, probele, fiind evaluate de către un juriu format din cadre didactice, specialiști și reprezentanți ai studenților.